Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezint un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea despre cât de inconsecvent este Iohannis și când adevăr grăiește. Cine nu cască ochii bine, cască punga. Avem o criză morală permanentă. De ce? Criza economică și morală pe care o traversăm pune la încercare rezistența, solidaritatea și tăria de caracter a societății noastre și a reprezentanților săi politici. Acum se departajează cei responsabili și curajoși de cei irresponsabili, de profitorii și populiștii care fac doar promisiuni mincinoase, precum neghina de grâu. În momentele grele apar de obicei caracterele tari, sau cum se spune în popor, oamenii cu sânge în instalație. Oamenii care pun interesul național înaintea interesului propriu. Și ce avem astăzi? Indivizi cu funcții mari și putere nemăsurată, care totuși lingunde au scuipat. Și nu sunt cuvinte tari, ci ele doar reflectă adevărul politicii românești de astăzi. Și ne mai mirăm că ne merge rău? Sunt pe de o parte românii care respectă onoarea și îi salvează vieți. Sunt specialiștii care lucrează neîntrerupt, dar nu sunt ascultați și promovați de nimeni. Și pe de altă parte, guvernanții care au luat măsuri incorrecte și păguboase, nu pentru ei, ci pentru majoritatea românilor. Ei bine, printre aceștia din urmă se numără și liderii PSD, cei care au făcut și fac tot posibilul ca efortul de reconstrucție al întregii națiuni să eșueze. Și să ne amintim, nu de mult, ci de curând, fiindcă, datorită miniștrilor socialiști, România pierde miliarde de dolari din PNRR, nefiind în stare de reformarea statului cerută de Uniunea Europeană. Și ne referim doar la câteva nerealizări: reforma salarizării și eliminarea pensiilor speciale, reforma administrativă și cea juridică. Acum aproape 9 ani, dreapta impunea la Cotroceni pe primarul Sibiului Klaus Werner Iohannis, care și-a făcut campanie cu un discurs antipesedist foarte dur. Și a fost votat, și nu odată, ci de două ori. Și nimeni nu s-a gândit că acest antipesedist era un altul decât premierul de la Grivco, adică cel care urma să fie premierul eventualului președinte, Victor Ponta. Și în spatele lui Iohannis stătea turnătorul Felix Dan Voiculescu, Adrian Năstase și toată floarea cea vestită a vechiului PCR, transformat în 1989 în FSN, ulterior PSD-ul de astăzi. Ce spunea președintele în pandemie? Știm cu toții prin ce restricții necesare am trecut în sinistra recentă pandemie. Și atunci au fost voci inconștiente venite de Șoșoacă și Simion, care negau existența pandemiei, criticau vaccinul și se pronunțau contra măsurilor de restricție, măsuri de altfel luate în întreaga lume. Pentru a marca puncte electorale, mulți lideri PSD s-au raliat vocilor inconștiente, iar domnul președinte a reacționat. Iar politicienilor care fac un scop din apărarea și protejarea drepturilor celor care încalcă legea, le cer să înceteze ca prin acțiunile și discursul lor să mai pună în pericol viața cetățenilor. Românii se confruntă, din păcate, cu doi inamici, unul perfid, invizibil, virusul, foarte contagios, și celălalt inamic, mult mai vizibil, dar la fel de dăunător pentru societatea și pentru viitorul țării noastre, politicienii inconștienți, declara Iohannis în pandemie. După care Klaus Iohannis scoate buzduganul și le dă în moalele capului socialiștilor. Profitând de faptul că atenția publică este concentrată, cum este și firesc, pe lupta pentru controlul epidemiei, PSD a lucrat în Parlament, a lucrat mult și prost, toxic de-a dreptul, așa cum ne-a obișnuit în ultimii ani. A continuat să facă ce știe mai bine acest partid, nociv, care a scos în stradă, să nu uităm, sute de mii de români revoltați, care a pus România în posturi jenante în fața partenerilor europeni. Poate că, preocupați de îngrijorările momentului, este ușor să uităm ce reprezintă acest partid, care a fost pe punctul de a scoate țara noastră de pe parcursul european și de a o arunca cu zeci de ani în urmă, spunea Iohannis. Domnul Iohannis pe post de justițiar. Și, într-adevăr, având majoritate în Parlament, PSD-iștii votaseră o mulțime de legi populiste și demagogice,
care, dacă ar fi fost promulgate, ar fi amanetat practic viitorul generațiilor următoare. De exemplu, PSD-ul votase legea suspendării plăților la credite și la utilități, legi scrise prost și populist, dar fără criterii clare de aplicare. Și socialiștii chiar nu se încurcau, ci încercau să voteze tot felul de legi prin care încercau să-și scape liderii penali de pușcărie. Și domnul Iohannis, care își făcuse obiceiul de a ieși în fiecare zi și să atace PSD-ul, lovește din nou. Au venit la putere pentru a alunga din funcții pe cei competenți, pentru a-și crea instrumente de presiune pe dosare, pentru a scăpa de urmăririi penale, pentru a-și da amnistii și grațieri. Iar prin ceea ce continuă să facă, dovedesc că nu au abandonat acest obiectiv, controlul politic pe justiție. De ce face PSD asta? Simplu, pentru că a rămas același partid preocupat doar să-și salveze baronii, mai spunea Iohannis. Și exact în același timp, aleșii PSD erau ocupați cu pregătirea unei legi care să le permită unor aleși locali, declarați incompatibili, să candideze la primării sau pentru alte funcții. Și cu o astfel de lege, peste 1000 de aleși locali care încălcaseră legea urmau a fi amnistiați în masă. Și iar intervine omul de la Cotroceni. Nu mai este un secret pentru nimeni că PSD a infestat cu persoane obediente până și cele mai importante instituții ale statului român. Oamenii lipsiți de profesionalism, de caracter și de responsabilitate fac jocurile PSD-iștilor din funcțiile publice pe care vremelnic le ocupă, mai spunea Iohannis. Și, supărat, Iohannis le cere românilor să nu mai voteze niciodată PSD-ul, să-l scoată din istorie, fiindcă astăzi PSD vrea să-i apere pe infractori, pe cei care sfidează regulile și încalcă legea. Resetarea României nu se va putea realiza câtă vreme PSD continuă să controleze majoritatea parlamentară, potrivit lui Iohannis. Campanie electorală pe față. Atunci când a început campania electorală din anul 2020, domnul Iohannis și-a asumat rolul de șef al campaniei și de la tribuna prezidențială și-a reluat tiradele antipesediste, atât de bine făcute, că i-a și făcut câștigători pe socialiști. De fapt, mai toți analiștii politici au pus înfrângerea drastică a liberalilor pe seama lui Iohannis, omul care i-a plictisit și îndepărtat pe alegători cu ieșirile sale cotidiene. Și iată ce spunea Iohannis despre socialiști, o tempora. Pe de cealaltă parte însă îi vedem pe cei pe care îi știm prea bine de ani de zile, oamenii trecutului, pesediștii, care vor să se întoarcă la corupție, proastă guvernare și ineficiență. Ei, adică PSD și acoliții săi, sunt cei care fac tot posibilul ca efortul de reconstrucție al întregii națiuni să eșueze. După cum ne-a obișnuit în ultimii 30 de ani, PSD, în ciuda încercărilor disperate de a-și cosmetiza imaginea, rămâne același partid nereformat și toxic, spunea pe 21 octombrie 2020 președintele Klaus Iohannis. Tot domnia sa o lună mai târziu, pe 24 noiembrie 2020, îi îndemna pe români să nu voteze PSD la alegerile parlamentare. Pe 6 decembrie, îndepărtarea PSD de la butoanele puterii poate să fie în sfârșit definitivă. Este timpul ca uniți, cetățenii acestei națiuni și forțele politice reformatoare, împreună cu mine, să intrăm într-o nouă etapă de dezvoltare a țării noastre. Este timpul să reconstruim România normală, îndemna Klaus Werner Iohannis la sfârșitul lui 2020. Și ce a urmat? Metamorfoza președintelui. Și nu a trecut mult și, brusc, PSD-ul s-a metamorfozat pentru Klaus Iohannis de la un partid care, în ciuda încercărilor disperate de a-și cosmetiza imaginea, rămâne același partid nereformat și toxic, la o formațiune care poate lua decizii mature în interesul românilor. Un an mai târziu, în 2021, abordarea lui Klaus Iohannis era schimbată în totalitate. Adversarul românilor nu mai era PSD, ci USR-ul. Astfel, șeful statului afirma că cei de la USR au fost crizatorii, cei care, în loc să facă reforme, au produs crize.
Asta este situația la noi. Acum trebuie să ne apucăm de treabă și trebuie să ne apucăm de treabă cu cei care vor să fie cu noi, spunea Iohannis. Adică cu PSD-ul și socialiștii, după opinia reformatorului președinte Iohannis. Deci, socialdemocrații au început să fie priviți de președintele Iohannis ca o soluție pentru guvernarea țării. Și din nou a ieșit la pupitru și senin și total nevinovat a declarat: trebuie să găsim o soluție. România trebuie să fie guvernată. Pandemie, criza prețurilor la electricitate, vine iarna. Toate acestea trebuie să fie rezolvate de cineva. Acest cineva, evident, este guvernul României. Așadar, este nevoie de soluții și este momentul pentru decizii mature, spunea Iohannis. Acum, președintele cerea maturitate și responsabilitate, fiindcă, ce să vezi, guvernul Câțu picase în Parlament și cu sprijinul lui Iohannis. Și iată cum a justificat aducerea la putere a vechilor tovarăși de la Grivco. Astăzi avem o soluție atipică pentru guvernarea țării, pentru a trece România peste o încercare istorică. Dar această soluție reprezintă totodată o oportunitate pentru politicieni de a arăta că au maturitatea de a pune pe primul loc interesul românilor, chiar cu prețul unor compromisuri personale și doctrinare dificile. Și domnul președinte nu a stat mult pe gânduri, ci a scos din buzunar ca un magician de 2 lei rotativa, adică formula prin care a impus un non-liberal la conducerea țării și a PNL-ului, dar a și permis lui Marcel Ciolacu să ajungă premier în iunie 2023. Declarația corectă a unui userist. Liderul USR, Cătălin Drulă, a declarat că președintele Klaus Iohannis a numit mai mulți premieri de la PSD decât Ion Iliescu și că aceasta reprezintă o trădare a intenției electoratului. Iată că astăzi s-a întâmplat un record negativ. Klaus Iohannis tocmai a numit mai mulți premieri de la PSD decât Ion Iliescu. Este un moment rușinos pentru democrația românească. Este cea mai mare trădare a intenției electoratului. Electoratul a votat pentru modernizare, nu pentru stagnare, clientelism, speciali și găști de partid. În 2020 românii au fost mințiți și amăgiți și acum, fără nicio rușine, îi se dă mandatul lui Marcel Ciolacu pentru a continua stagnarea. Pentru că ceea ce numesc în mod fals președintele Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă stabilitate, este de fapt o stagnare. Este păstrarea rețelelor vechi de influență, este băgatul mâinii până la cot în banul public, înseamnă pensii speciale, înseamnă privilegii, înseamnă distrugerea PNRR, spune Cătălin Drulă. Iohannis și premierii PSD. În timpul celor două mandate avute, unul neterminat încă, dușmanul declarat al PSD-ului a reușit să numească în funcție următorii premieri socialiști: Gabriel Oprea, interimar, fost PSD-ist; Sorin Grindeanu, Victor Viorel Ponta, Viorica Vasilica Dăncilă, Mihai Tudose, Mihai Fifor, interimar, și acum Marcel Ciolacu, omul care până la 38 de ani nu a muncit nicăieri, în schimb îi căra plasa cu pești lui Liviu Dragnea și pușca de vânătoare a unicului terorist din România, Omar Haisam. În comparație cu tătucul PSD-ului Ion Iliescu, cel care, tot în două mandate, nu a numit decât trei premieri socialiști, respectiv pe Petre Roman, Nicolae Văcăroiu și Adrian Năstase, fostul primar Sibian a depășit toate recordurile la numiri de premieri socialiști. Concluzia firească, i-o lăsăm omului care l-a făcut pentru prima dată președinte pe Klaus Werner Iohannis și care, drept mulțumire, i-a luat funcția și apoi l-a exclus din PNL. Este vorba, bineînțeles, de Ludovic Orban, fost președinte PNL. A luat-o complet razna și uită că are această funcție, comportându-se ca un turist străin care se află în România, a spus Ludovic Orban. Zilele trecute, atunci când la Palatul Cotroceni se producea o nouă farsă Made Iohannis, adică se mimau negocieri pentru noul guvern condus de PSD-istul Marcel Ciolacu,
Ludovic Orban a organizat un protest cu pancarte în fața Palatului Cotroceni. Ludovic Orban a protestat împotriva președintelui Klaus Iohannis, despre care a spus că a făcut un șir nesfârșit de greșeli, incluzând PSD în coaliția de guvernare. În urmă cu 33 de ani, Iliescu declanșa manifestația pentru democrație din piața Universității. Nici până astăzi nu există vreun vinovat, iar dosarul nu este finalizat. Ceea ce se întâmplă astăzi arată de ce. De ziua lui de naștere, astăzi Iohannis face propria lui mineriadă politică. Își bate joc și trădează încrederea și speranța care i-au fost acordate de peste 6 milioane de români. În campania sa a promis o Românie fără PSD, o Românie care se modernizează, fără corupție, în care românii să se poată dezvolta la ei în țară. Astăzi, Iohannis comite ultimul act de trădare din drama pe care a servit-o poporului român, dând puterea spre caracatița PSD. Începând de astăzi, după desemnarea lui Ciolacu, Iohannis devine un cal troian al PSD. Klaus Iohannis nu a fost altceva decât un mincinos nerușinat care și-a bătut joc de toți românii și a călcat toate promisiunile în picioare, a declarat Ludovic Orban. Deci, peștele de la cap se împute. Și totuși, Iohannis nu este singurul politician român care una spune și alta face, dar el, în calitate de președinte, este cel mai important și reprezentativ. Și dacă cel mai tare face astfel de jocuri murdare, ce mai pot face și politicienii urmăritori ai scării ierarhice? La fel, fiindcă au un exemplu convingător. Și, mă repet, nu am ce face. De ce naiba ne mai plângem că România merge prost și că noi românii nu mai știm pe unde să scoatem cămașa? Asta am votat, asta am primit, asta am meritat. Poate deschidem mai bine ochii în anul 2024, atunci când avem numai puțin de 4 sesiuni de alegeri, locale, generale, europene și prezidențiale. Și ca încheiere, vă oferim și un proverb. Cine nu cască ochii bine, cască punga. Îi mulțumim lui George Hodorogea, prieteni, pentru acest material și vouă pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine vă dorim, pe curând!